program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie. Poftim. Domnul Georgescu, ea este soția mea, Emma. Bine ați venit! Bine v-am găsit! După cum vă povesteam, soția mea nu crede că facem afaceri împreună. Acum, stimată doamnă, am hotărât să investesc și n-avea cine să se ocupe de afacerile mele. Și el fiind un vechi prieten, îl știu capabil, nu așa, mă? Nu, așa, mă, da. Ce mă bucur, dar ce mă bucur, vă rog, luați loc! Haideți, poate vreți să serviți ceva? Sigur, da. Da, să fie cu noroc, zic, mă, rog, mă bucur mă. Mult că ați venit. Eu, de când noroc e... Băi, ce dracu-i gălăcea asta acasă, mă! Adică, intelectualii nu pot să odihnească în timp ce creează, ca... Călău! Mărâi tu! Bă, călău, ce faci, mă, haoane! Ia uite, mă, cu ce ocazie faci cu tine! Ce să fac, bă, ce faci când ai ieșit, că erai... Mai mult pe carceră stăteai pe astea. Păi știi că eram pe carceră, dar din cauza că suflet milos, mă. Păceam pentru alții să nu facă ei. Eu de aceea stau eu. Tu ce-ai făcut de când ai ieșit? Ce să fac, mărlitule? Afaceri. Un drog, o armă, astea simple. Nu degeaba-i să spunea călău închisorii. Păi, e și asta de cerulă, bă, tremura toți gardienii. Auzi, fugea să ascundea ca șobolanii. Adică afaceri de-astea faci tu, mă? Nu nimic, eu fac de lege, zi de el, băge nazoale. Ce fui, mă? Știu! Știu de unde te cunosc! Crăpați-ași capul! Ăsta e locotenentul ăsta, Lucălău! În pușcărei se zicea Ciripel și îl urmărea toți viețașii pe acolo să ia pe regata că Ciripel la gardieni. Ce face aia și pe unde umblă, a? Da, mă, stai, mă, dar lasă-l, că a ciripit pentru mine, altfel mai stăteam vreo 4 ani pe acolo. A, dacă zici așa, ia ce. Ce ai, domnule, văd? Ce ai, mă, și tu? Ăsta e arab, e din Siria. E arab, așa am vrut eu să fie. Am făcut manevră să îl bag pe celulă cu Haisan să învețe arab, acum o vorbește la perfecție. Si, Hasan, așa e? Și cum o spuneam, tocmai căutam un investitor care să bage cu el afaceri. Că am flair, mă, am spirit de observație, am asta, tot ce trebuie ca să fac afaceri. Numai bani n-am. Așa că mă gândeam, dacă ne combinăm, poate mă ajut tu sau... Te ajută fratele tău. Așa, mâncați, aș bate palmații. Iubire, hai mă că nu e ceea ce pare, gata. Ia mâna de pe mine, nemernicule! Mi-ai făcut inima țândă. Dar fii atent, mărlitule, cum facem. Dacă ai grijă de locotenentul meu, o să-ți fie numai bine. Să nu afle nimeni unde e Ciripel și ai toate afacerile asigurate. Ce facem cu leșinat? Dacă se scapă. Dăm drumul pe Dâmboviță. Nu, și că nu se scapă, nu. Stai liniștit, boss, contează pe mine. Aici în casă nimeni nu ciripește. Cine ciripește, ciripește mort. Ai auzit, mă, Ciripel? Da. Și-au dat mâna peste țar. Țar, boss, să trăiți, boss. Bună dimineața, ce faceți? Ce crede tu, mârlitule, că glumesc? Te-ai dat mâna mea dreaptă. Dovedește-mi că ești mâna mea dreaptă. Că dacă nu... Ha, mă dovedești, boss, dar mai ușor cuțitul la care și la mă rece și îmi dau dracu, fac pleumonie imediat. Ordonați ce trebuie să fac. Nimic important, mărlitule. Vreau să aranjez pe cineva care stă ca un ghimpe în coastă. E căutat de mai mult pentru că a ciripit. Și tu știi ce înseamnă să fii ciripitor la pârnaie? Știu, boss, dacă nu-l toc, îl termen, îl bat măr. Nu, mărlane, nimic din genul ăsta. Trebuie doar să-l omori. Ha?
De tot? Mhm. Iată poza. Păi ăsta e Hasan. Exact. A fost desconspirat și știe cam multe despre mine. Așa că vreau... Și așa dor și eu mai liniștit. Aveți dreptate, boss, că ce nu face un om pentru somnul lui odihnitor? Sad. Ah, dar nu te epuiza, mai odihnește-te și tu. Nu ți-ies din cuvânt. Mm-hmm. Ce e asta? Pistolul meu. Un pistol. Adică tu ai avut așa ceva aici, în permanență, în casă? Da, vezi că e încărcat în primul rând și nu, nu am avut. Acum mi l-a dat șeful meu ca să mă feresc de dușmani. Îmi poartă pică, că n-au valoarea mea. Dușmani, a? Auzi? Știai că adrenalina stimulează pasiunea? Da, da, ți-am zis că e încărcat, nu? Da, da, tu știi că eu mă pricep mai bine ca tine. Da, și eu sunt încărcat. Auzi, ai văzut domnul și doamna Smith? Da, asta era, vrei să facem și noi ca ăia. Aha. Da. Ah! Oh! Wow! Ai două, ca bread! Mă, ce bună ești la matematică. Norma Angelico. Apropo, chiar semen cu ea. Capturează-mă, bad boy! Dacă vrei să o... Piu, piu! Ah! Și acum e rândul meu. Nu, stai că e încărcat aia. Mamă, și așa n-am fost la piață azi. Ce-a spus să repart tavanul? Am vrut să slujesc binele, să fiu de partea bună a legii, dar sistemul ticăloșit n-a vrut să mă lase, bă. Las că o să-i fac eu să regrete amarnic că m-au condamnat pe nedrept. Și ce o să faci? O să te duci la poarta închisorii să le arăți fundul? Nu, mă, prostănacule, o să trec to the dark side. Te faci popă? Păi da, mă, dar nu e negru, popii nu sunt îmbrăcați în negru. Bă, dacă nu erai de ștept, știam că ești prost. Cu de nu știi ce înseamnă, tu de dark side înseamnă... Dacă puneai tu mâna pe o carte de engleză, măcar de clasa a treia, sau citeai Războiul Stelelor. Tu de dark side înseamnă de partea întunecată a forții, mă. Și tu cine o să fii în partea asta întunecată a forții? Degeaba Zahat? Nu mă vadă, că sporai ca el. O să fiu mâna dreaptă a celul mai puternic interlop din lume, a celui mai mare mafiul, mai tare ca SRI-ul, ca DNI-ul, ca DNA-ul, și nimic nu mă poate opri să intru în lumea asta întunecată a Interpolilor. Gata! Mi-a ajuns să tot fiu slugă pe la altă, să slugăresc, să fiu și eu bazat odată, mă, să-mi trag și o super lume de ăsta, adică spar periculos un ceva, un... Cum să zic, un super, nu super, mec, s-a mai zis. Muc cel mic. Și prost. Cum să zic, bă, cel mic, uite cât sunt. Da. E interesant, e... Cum să zic, bă, mare, că iar zice lumea că-s gras. Rămâne muc cel prost. Exact. Trebuie să faci ceva și nu poți, nu? Că ești milos. Exact. Nu mă lasă cunoștința. Dar ce trebuie să faci, mă? Bă, dacă nu-mi zici concret, eu n-am cum să te ajut. Că terapia se face și ea în funcție de caz. Dar ce trebuie să faci? Să omori un animal? Ah, un șoricel. Ai un șoricel în dormitor. Exact. Păi și ce nu zici, mă, așa, mă? Mi-e milă să și zic că el e mic, săracul, dar face o gălădie așa mare. Aolea, dar pune-mă pe cineva să-l omoare. Nu merge, că o să râză toată gașca de mine, o să zică că-s papa lapte. Și de ce trebuie să afle? Le zici la toți că tu ai făcut-o. Ei, nu pot, că mă lasă cu cunoștința. Dar cum îi închid gura? Cu o bucată de friptură, că se moaie repede conștiința aia ta. A, păi și bani de friptură de unde? Cerești tu, lui Hasan. Adică eu vă mințesc? Mă jigniți. Tu ne jignești pe noi, mă, eu fund. Mă, cum să devină mârlanul mare în mafie?
Adică cum să-l introducem în mafie? Ce e ăla, mă, cârtiță? Exact, mă, dar ce are, mă? Mă, asta e și ideea, mă. Să infiltrăm pe unul pe care nu-l bănuie nimeni, mă. Așa? Păi așa, mă. Păi cârtiță e mititic, ăsta e dita elefantul. Gata, gă, liniștește-te, bobonesc, că de-aici preiau eu. Nu, mai colegoțule, mă, prietene, mă, chiorețele, bă, chiorete, bă, noi îl infiltrăm, mă. Dar ăla-i prost în gură. Și dacă-l prima fioții lichidează cât ai zice pește. Noi trebuie să găsim o metodă mai subtilă, mai delicată, mai... Ce mai subtilă, mai delicată, mai... Îl amenințăm și-l băgăm direct în treaba, băgăla și măsa, măia ta. Nu, greșit, foarte greșit. Îl lăsăm pe el în treaba lui. Noi îl urmărim, haț, vedem unde se duce... Și el o să ne ducă exact unde trebuie. Înțelegi? Da? Este că sunt genial. Celebrul comisar Mateescu este as în elaborarea strategiilor senzaționale. Atingeți-mă. Atingeți-mă, mă, n-auziți? Ce faci, mă, Popones? Păi, da, mă, ce... Ce-ai făcut, Chiorete? Păi ne-a ordonat presă că atingem. Păi da, mă, dar cu blândețe. A, cu blândețe. Păi da, păi vedeți, atingem, așa. Atingem, mă, cu blândețe. Ce? Așa sunt eu blând. Vrei? Eu pot să fiu fiară. Vrei să mă vezi fiară? Nu! Păi atunci mai... Hai să revenim, că una și cu una face două. E el tântălău, prostălău, mutalău, e tot ce vrei. Dar macara îi supraveghează pe ea și... Mai ne dă și nouă pe goarnă ce mai face ea. Ciorete, dacă nu te bagi, nu te băga. Lasă-mă pe mine să mă ocup personal. Și uite așa, o să iau cea mai mare primă din istoria poliției române. Primă care era predestinată celebrului, mirobolantului, superbului comisar Mateescu. Atingeți-mă. Nu, stați, mă, liște, că mă ating singur. Mamă, ce fin sunt. Ce biceps. Ce triceps. Ce burtă. Ce burtă, mă. Ce cocoașe. Care... Bună dimineața, boss, padre. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc, dar vezi că are și răbdarea mea o limită. A trecut o zi. Când îl lichidez? Când îl lichidez, boss, dar aveți un pic de răbdare, că eu sunt killer profesionist, ce naiba. Nu degeaba am fost atâția la așa, ca să nu văd să așa. Dar e dificil, lucrurile trebuie făcute ca la carte, vă spun că e ca să... Trebuie să... nu e simplu. Viața nu e un film, trebuie să-l supraveghezi, să vezi, ăsta a fost și el profesionist acolo, nevasta a lucrat la serii, trebuie să-l urmăresc când iese din casă, unde se duce, la ce ore, când vine, ca să pot să fac un plan perfect și după aia să-l... Ai 12 ore, după aia... Da, boss, îmi împrumutat și mie 500 de euro să iau un pui la șaormă, la cât mi-ești, face parte din plan. Mărlane, eu aș avea o remarcă. Spune-ți, boss. Eu cred că tu ești un fătălău din ăsta care n-ar putea să omoare nici măcar o găină. Eu cred că tu dacă ai avea o gagică, i-ar fi cocoșul în casă. Ce vorbe ai, boss, spune să... Păi am avut sute de femei, dar ce ești eu sute? Aproape una. Și toate au fost femei de casă, pe cuvânt. Dar am avut noroc cu ele, că e pervers. E pervers, eu sunt sufletist, simțitor. Le-am dat afară de nedreacu. Mă, Mărlicule, nu știu cum să spun. Mie mi-e cam teamă că o să mă dai pe mâna poliției. Că tu cam ai față de cârtiță. Ia mai bine să-mi aduci o casetă din aia demonstrativă când omori. Că și așa te lauzi că ai. Da, poți, dar cum aveți încredere în mine, că eu sunt profesionist, vorba aia, întrebați pe State, pe Vasile, pe Ilie, pe State, pe Vasile, pe aia dacă le duci un săpun și două țigări, spun că ești mai tare decât al capului. Păi da, poți, dar aia sunt turii pușcărilor, că eu știu cât m-au chinuit pe mine până m-au băgat la ei în pat. Ăsta sub pat, că mă băgam că le scăpa zarurile, că juca balbuțile, le culegeam chiloții de... Le spăla în cioră, că... Băia gura, gata, că vreau să-mi fac salata asta și m-ai stresat destul. Știi ce ia? Fotul. O fac, boș, cum fot? Să fac eu. Și ai grijă la degete că nu mănânc carne azi. Sper că vrei să-i copii
pe Bret și Angelina doar la hârjoneală, nu și la numărul de copii. Ha, evident, dragă. Ce faci, mă? Îmi spui mie să am grijă să nu trag și tu tragi, nu te joci. Bine, mă, ia de aici adrenalina. Stai, stai, vrei nebunit, că la mine a fost un accident. Ah, și la mine. Ups, simți adrenalina? Da, pe picior. Ce-i, mărlane? Nu te mai primesc că ea mafie? Bă, poți să le dau o casetă cu mine care comit o crimă? Să vadă dacă-s competent sau nu. Nu știu ce să fac. Știi ceva? Omoară-ne pe noi. Stai, stai, mă, stai, bă, stai, să cări, bă, să... Ea vorbește numele tău, bă, dacă e ceva, să te omoare numai pe tine. Ce, nu mai e dragă viața? Bă, tu ești și tătălău. Eu? Cine a zis că murim de adevăratele? Ne prefacem că murim. Îl ajutăm și pe ăsta să-i convingă pe mafioți. Auzi, ai de unde să faci rost de o pușcă din aia de paintball? Cu vopsea? Păi da, de la aia, de la paintball, unde am fost eu angajat. Tot după amiază întreagă. Ce-ți veri, mă? Tu ai chef să te zmângălească cu vopsea? Nu, mă, nu! Tu-ți dai seama ce lovitură de imagine o să dau? Primarul a fost omorât. Toate ziarele o să titreze pe prima pagină. O să fie la televizor emisiuni întregi. Și când o să fie tensiunea mai mare, hop! Hai! O să apar eu. Și în tot timpul ăsta o să vorbească despre politică incompetentă, că nu găsește ucigașul. Hai, mai las-mă în pace. Da, Chiorete, dar o să se lase cu prime babane. Că cine o să-l găsească pe primar viu și nevătămat? Aud? Cine? Cum cine, mă, tu? Păi dacă mă omoară și pe mine, cine o să te mai găsească, pupăză? Aud? Nu e ideea finală, dar mai lucrăm la ea. Am spus până la urmă să știi că nu e o idee rea. Că vreau și o să văd. Mă jelește colegii mei, nu mă jelește. Îmi poartă dorul, nu-mi poartă dorul. Eu mă rănemărlan. Să fie clar, dacă vă omor, nu vreau să avem mâine discuții, după aia să ajung chiar la bulou. Că v-a durut, că a fost gloanțurechi și v-a tras curentul și ați răcit, da? Nu era vorba de pimbul ăsta, cea de gloanțe? Păi gloanțe de alea, mă, de pimbul, de alea cu cafidea. Veți urmări o crimă comisă în două secunde cu două victime. Cu două victime! Cum s-a stăt într-o? Dă-mă puțin. Nu mai ține de vorbă că sunt mort. Până să te fac scârt. Ah, iară. Și asta a fost al doilea. Asta înseamnă să fii șmecher. Ce zici, boss? Marfa? Dar nu mai bine spune, mă, tu o cagulă pe față. Nu poți, că, Doamne ferește, ajungeam în lupta corp la corp cu inamicul. Dacă la puneam la mine trăgea, nu mă recunoștea. Așa, cu vopsea e mai profesionist. Ascultați și vă spune un killer de profesie. Interesant. Hai să zicem că mai convins, eu știu. Deci nu mai trebuie să omor ciripitorul, nu? A, ba da, și mai e chiar 4 ore. Dar mie ceva nu miroase bine aici. A, nu-i nimic, boș, m-am descălțat eu. Nu, bă, boule, de filmare vorbesc. Zgomotul armei nu e ok, nu e în regulă. Corect, corect, e prea zgomotoasă, e și s-aule, se însemnează lumea. Dacă ați avea un pistol cu surdină să-mi dați, n-ar fi nicio problemă. Avem, avem, să face rost. Interesant ar fi cu un arc, cu sabie, cu lunetă, că la... Cu... Este. Este. Și mai profi ar fi cu un tank. De care? Lasă arma jos. Arma jos. Jos. De ce? Jos. Jos.
Ne omorâm ca proști. Dă-l încoace mai repede. Mamă, ia-ți-l. Ce-i ăla? Pistol, mă. Ce credeai că nu mai tu știi să te aperi? Sau ai uitat că am permis de portarmă? Mi-am luat și eu un pistolaș cu bile. Păi dacă-i pe d-astea, mă, ia uite, pistoale cu bile am pe oriunde mă duc. Mamă, ce periculos ești, iubire. Dar de asta ai? Nu, am de asta. Vai de mine, iubire, ce frică. Trebuie să o țin tare, acum a rămas înăuntru. Dar de asta ai? Adrenalina! Stai, bubușa, nu! Hai, deschide, nu leșina, că vreau să-ți arăt tot! Uite că mai am! Bire! L-am tras cu arma adevărată pe Matescu. Era o pușcă de-aia cu bile de paintball. Că făceam un film de-asta împotriva violenței pe străzi, știi? Să vază cetățenii, să vadă că nu-i bine să creezi violență de-asta, că așa m-a învățat psihologa. Uite dacă nu mă crezi cu oama aceea, mă, e de plastic, de jucărie. Păi mă, Doamne, nu sunt așa de convins. Vecina ne-a semnalat că s-au auzit focuri de armă adevărată. Acum trebuie să facă anchetă, îți dai seama? Mamă, și dacă află presa că ai tras cu armă și ești fost pușcăriaș? Să-mi trag una asta, trebuie să fie tovecii la profesoara. Îmi vine să... Bă, dar dacă stau să mă gândesc eu, mă, de unde puști aici? Ce, suntem în America? Așa e, de unde, mă, ce crește pompon? Ce... Păi, da, bă, e strada plină de puștime de-astea care trage cu puști de-astea de jucărie. Că unde zici că sunt dale reale, pe bune? Dacă i-am văzut și eu că toată ziua joacă pif-paf de pistoale de-aștia, v-ați-am pușcatele cu copiii, paci, pac, 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 și câte oră de odihne, și când e oră de zgomot, tot, tot cu pac. Nu, e clar că trebuie să-i urmăresc pe puști ăștia obraznici. O să fiu ochi și urechi pe ei, vezi că o să fiu prin zonă. Da, dacă vrei să-ți aduc niște semințe când pierzi timpul, păi să nu te plictisești, mă gândesc. Dar dacă ai dalea de dovleac, calea de floarea soarelui îmi intră cojile printre dinți și mi-e greu să le scuip. Las, mai bine te duci acasă și îți dau eu o listă cu toți care umblă cu arme de-astea de... Așa, îți fac o listă pe ore, pe zile, pe săptămână, pe an, pe secol, nu contează, îți dau și cu ce muniție trage, la ce oră intră casă, la ce oră iese, de-astea. Aha, de ce cârtiță? Știam eu că până la urmă se dă de gol. Trebuie să am grijă de el, să-l linșez eu înainte să-mi fac el felul. Unde? Nu știu, dar îl sunăm și aflăm, domnul. Bună ziua, îl căutam pe Mârlanu. Și eu. Auzi, mai filmați chestiile alea cu violență? Filmăm? Da. Da, poți să-mi împrumuți și mie pușca aia de paintball? Că vreau să filmez și o chestie de genul ăsta în weekend. Că știi, mi-ar sta bine, eu mare puternic cu pușca. Buf. Nu știu unde i-a luat Mârlanu pe inventar și trebuie să o returneze. Am înțeles. Atunci poate mă chema și pe mine când filma, să trec prin cadru așa cu mașina, o mână pe geam. Dar mai ai niște calmante, dragă, că ești foarte agitată. Te zbați, dai din mâini. Doamne, ferește. Unde rămăsese? Acum îl sun pe Mârlanu, domnul. Și ce mai aștepți? Alo? Mârlane, unde ești? N-a rezolvat că n-am pe cine să pun să... Mamă, n-ai găsit pe cineva să omoare un amărât de șoricel? Uite până la Hasan, că ăla e zadică născut. Ăsta-l și colbea să pot să omoare singur. Poftim? Adică ăla îl omoară sigur, dar nu îl omoară cum trebuie. Ca cu normele astea europene care cere să-l omor cu blândețe. Ori ăla știi că e un sadic, ăla-l omoară în chinuri. Nu, trebuie să omorât cu blândețe să pare că se bucură că s-a eliberat de viață. Tot eu trebuie să fac. Bă, ține Mârlane ăla acolo, că până la urmă mă omor pe mine. Fii atent. Ca să-ți vină să-l omori pe șoricel, trebuie să te gândești la el ca inamicul tău numărul unu. Uite, imaginează-ți că l-a omorât pe bunică tu. Ce îți vine să-i faci? Să-l pup, că să... bunicul era un ticălos bețiv ordinar, ne-a pierdut averea la pocher. Dar să-l pup de cauză că dacă l-a omorât, rămâne mie casa aia de la țară, o vân și m-am umplut de bani. Ține ăla acolo, Doamne, iartă. Atunci,
Imaginează-ți că șoricelul ăsta te-a băgat la bulău, că din cauza lui ai devenit muritor de foame. Ce-ați vrea să-i faci? Ce? Să-l ciurui pe gala și măsă, adică așa. Șoricioaică, da. Să-l tragă el! Cine asta, mă, în viața asta? Asta e Veronica? Să trag urechi, nu mă gândeam că astea te omoară dacă n-ai costum de la de pinball. Am încălcat-o. Bă, ia-ți mă mortăciune de aici, mărlane! Măi, mărlane! Aha, ok. Ce-a zis, mă? Ce să zic, zice... Că ți-ai luat concediu, că ai niște restanțe, nu știu. Ce tragi de amiază concediu dacă eu n-am făcut cerere? Și nu știu, mă, te-o fi trecut în concediu din oficiu. Auzi, acum sumești tu la paparazzi și anunță-i că am fost asasinat. L-am omorât, bă! Pe cine? L-am omorât pe călău, l-am sinucis. Bă, tâmpitule, bă, tu ai omorât capul de la mafia? Hai repede, te bag în arest! Că altfel vine mafia peste noi, ne casapește și aruncă și vina la aer. Și nu mai vreau până la pușcărie, mă, vreau că m-am săturat, dar nici la cimitir nu vreau, nici nu știu ce să fac. Ce-am... Auzi, acolo! Băi, eu n-am murit, dar... Ce cu voi vii? Ce? Ai jucat o farsă. O farsă? A, nu, nu. Nu, noi. Noi nu murim, adică noi nu știm. Atunci vă omor eu ca să nu mai avem dubii. Să fii blând, Barosan. Să fiu blând. Boss, lasă că sunt prietenii mei. Da, da, da. Știu prea multe, știu prea multe și ăsta mai e și Caraliu. Dar promit că omor repede dacă sunt prieten bun cu tine. Păi da, dar ia gândește-te că dacă îi lași în viață devin sclavii tăi. Da. Ai om și în poliție și știi și când apar contracte babane la primărie. Știi, da? Bă, știi că nu zici rău? Păi da. Ăla în poliție, ăla în primărie. Da. Și așa voiam eu să mă bag în antreprenoriat. E... Păi de-aia mă gândeam și eu. Bagă-te că e păcat. Așa e, bossul. Am visat că-mi viață călău. Fugi, nenorocitule, că vreau asta să te omoare! Hai, mă, că e protectorul nostru! Și călău? Da! Nu e niciun protector, vrea să te omoare, că m-a pus pe mine să te omor, dar n-am avut suflet, băi! Că ești ca fratele meu, partenerul meu! Noi ne-am făcut prieteni și prieteniile să leagă pe viață, bă! Că noi ca din pușcărie! Ah, Doamne! N-aș fi stare să-mi dau viața, fete! Dacă murim, murim împreună, bă! Hai, bă! Varsă-ți gloanțele în cap! Ce rece să trag un eu nu mai calc în... să nu răcesc. Așa, mă, bărlitule, bravo, mă, băiatule, mă, așa trebuie să fiți voi, ca frații, să vă aveți unul cu altul la bine și la greu. Așa trebuie să fie locotenenții mei. Adică cum, mă avansați, boss? Exact, în genunchi. Păi a zis că mă avansați așa. Te numesc oficial locotenentul meu și îți dau ca sector Țara Românească, Ardealul, Soltenia. Hai că te investezi după ce te trezești. Toate ziarele o să titreze pe prima pagină. Vor fi emisiuni la televizor. Pe Edno, pe Taraf, pe...